Din 26 ianuarie, polițiștii capătă puteri sporite potrivit unei legi adoptate anul trecut, prin care se stabilesc mai clar atribuțiile oamenilor legii. De exemplu, polițiștii de la serviciul rutier vor fi îndreptățiți să imobilizeze și apoi să conducă la secție un șofer în cazul în care acesta refuză să le predea spre verificare documentele solicitate. O situație de acest gen a fost simulată de către polițiștii buzoieni de la serviciul rutier pentru ca șoferii recalcitranți să afle ce îi așteaptă de acum înainte. Nu, vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră și ale autoturismului. Bună dimineața, nu vă prezint niciun document, nu am timp, mă grăbesc. V-am rugat să-mi prezentați documentele dumneavoastră. Domnule, nu înțelegeți, nu am timp, nu pot să vă arăt, nici nu am documentele la mine. Va trebui să vă identificăm, vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Nu am timp de aceste prostii, vă rog. V-am rugat să-mi spuneți cum vă numiți. Domnule, nu înțelegeți că chiar nu am timp să stau la povești. Va trebui să mergem la poliție pentru identificare. Nu, vă aduc la cunoștință că vom merge la poliție pentru identificare. Nu există așa ceva, nu merg. Mâine pe volan. Pentru ce, domnul meu? Jos! Jos din mașină! Rămâneți aici, picioarele depărtate. Și cealaltă mână? Rămâneți pe loc. Vom merge în mașină. Atenție la cap. Vă așezați pe banchetă. Polițistul rutier, și nu numai polițistul rutier, are dreptul legal, încă o dată precizez și subliniez, conferit de această lege, legea 192, care va fi aplicabilă începând cu data de 27 ianuarie. Deci polițistul rutier are dreptul legal de a determina conducătorul auto, de a scoate din habitatul mașinii și de a proceda prin utilizarea progresivă a forței să fie condus la sediul unității de poliție, unde se vor efectua procedurile de verificare, de stabilire exactă a identității acesteia. Polițiștii rutieri sunt de părere că noua lege le oferă mai multă autoritate. Această lege vine să fie opozabilă și celorlalți cetățeni, mă refer la societatea civilă, la conducători auto, pe care noi îi întâlnim zi de zi în trafic. Vine să arate atât drepturile cât și obligațiile conducătorului auto vis-a-vis de o acțiune de opoziție sau de negare a autorității polițienești. Potrivit noilor reglementări, polițiștii de la ordine publică sau crimă organizată nu vor mai trebui să fie politicoși, să bată la ușă și să arate mandatul dacă vor să intre într-o locuință când au indicii că acolo cineva se află în pericol. De asemenea, polițiștii pot pătrunde în locuință fără acordul proprietarului pentru a prinde autorul unei acțiuni flagrante sau dacă au informații că acolo s-ar ascunde un terorist.